Atunci când dorim să înțelegem care sunt drepturile, care este limita acestor drepturi, este important ca noi să putem să le delimităm. Pentru mine, sigur că importanța cea mai mare e cum interpretăm noi noțiunea de IT. Ce înțelegem noi prin noțiunea de tehnologie informaționale? Înțelegem doar partea scrisă a lucrurilor, care o atașăm la operele literare, sau o interpretăm și de poziția unui design, unor opere de artă decorativă și aplicată, sau mai interpretăm și de poziția unor softuri și, în ultimul rând, de poziția unor invenții. Domeniul IT este un domeniu foarte complex, care implică foarte multe chestii, începând de la utilaje, suporturi și terminând cu partea ce ține de drepturile de autor asupra textelor, asupra imaginilor, asupra designului formei, asupra softurilor. Și respectiv oricare organizație sau oricare persoană care activează în domeniul IT, deci trebuie să fie conștientă de faptul că în activitatea respectivă se implică mai multe obiecte ale dreptului de proprietate intelectuală. Nu mă refer doar la drepturile de autor. Și este foarte important ca fiecare din drepturile astea să fie delimitat în măsura în care să fie conștient cui aparține drepturile asupra dispozitivului elaborat sau asupra softului. Fiindcă, axându-ne pe drepturile de autor, cunoaștem principiul că aceste drepturi sunt protejate din momentul creării. Dacă luăm, de exemplu, segmentul invenției, invenția trebuie să fie brevetată pentru a fi asigurată sau acordată protecție. În afară de asta, trebuie să fim conștienți că toate obiectele de proprietate intelectuală, deci au la bază o persoană fizică, prin munca creativă, a fost realizat obiectul. Și este important că în domeniul IT să existe o claritate în sensul de relații dintre angajator, persoana care angajează și persoana care activează nemijlocit la elaborarea softurilor, la elaborarea designului, interfețelor, etc., inclusiv la elaborarea operelor care pot fi operelor literare, operelor scrise sau altor opere din domeniul proprietății intelectuale. Deci eu domeniul ăsta, de fapt, nu-l văd rupt de la alte domenii, doar din considerentele că el este unul nou și este axat preponderent pe activele imateriale, pe proprietatea intelectuală. Totodată, fiecare obiect, inclusiv și în domeniul ăsta și în alte domenii, e necesar ca să fie corect gestionat. Ca să fie clare legăturile sau să fie clar momentul apariției obiectului, să fie clar în ce constă însăși obiectul. Și dacă vorbim despre un produs finit, fiindcă un produs finit, el poate să îmbrace mai multe obiecte de proprietate intelectuală. Deci cum asigurăm noi protecția produsului finit prin intermediul tuturor obiectelor de proprietate intelectuală disponibile pentru produsul respectiv. Adică dacă este invenție, atunci să decid dacă deține un brevet sau nu deține un brevet, dacă este un design, atunci mă gândesc care este designul, câte elemente de design, fiindcă aici poate fi mai multe lucruri legate de design, respectiv dacă este vorba de text, atunci care sunt relațiile cu autorul textului și respectiv cum eu protejez textul ăsta, fiindcă el poate fi protejat în prin diferite surse, nu doar printr-un singur dispozitiv. Deci asta ar fi cele mai elementare lucruri care s-ar referi la domeniul de IT. La noi sunt foarte multe companii, foarte multe persoane, mai ales că este în top domeniul respectiv, sunt foarte axați în acest domeniu, dar nu prea am văzut o mișcare cu referire la portfoliu de proprietate intelectuală care el ar trebui în mod normal să-l dețină și să-l gestioneze în modul corespunzător.